Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm, să deschidem Scripturile în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Citim de la versetul 14 în continuare. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Această dimineață aș vrea să vorbim despre un subiect care cred că este destul de important pentru fiecare dintre noi, un subiect care îl găsesc interesant pentru mine personal, cred că este un subiect extrem de deosebit. De aceea voi folosi cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea din cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem mai multe despre ceea ce urmează să vorbesc. Subiectul acesta este nu numai important, dar și actual, adică și astăzi. Și astăzi, dacă vorbim, e valabil, e important, e accesibil și avem parte de această experiență. Subiectul este și delicat, în sensul în care pot lua întorsătură neașteptată lucrurile, poate fi interpretat greșit, poate fi înțeles greșit, poate ușor să fie una sau alta și de asta trebuie deosebită atenție. Subiectul acesta e un subiect comun, adică fiecare din noi are de-a face cu experiența aceasta, cu fenomenul despre care voi vorbi, fiecare dintre noi. Este un subiect incert, tocmai pentru că nu avem siguranță, nu avem valori, nu avem parametri să spunem exact despre ceea ce este vorba. Și un subiect extrem de complex. Implică psihicul nostru, fizicul nostru, sănătatea noastră, implică multe, multe aspecte legate din viața noastră, de aceea este extrem de complex. Dar, totodată, vreau să spun că acest subiect este unul biblic. Adică astăzi o să discutăm din Biblie și o să facem așa o incursiune biblică. Voi citi foarte multe versete din Biblie, de aceea va fi nevoie de o atenție și fiindcă e vorba din Biblie, eu doar o să trec fugitiv peste versetele acestea ca să putem înțelege bine despre ce este vorba. Așadar, astăzi o să vorbim despre vise. O incursiune biblică, pentru că visele tocmai sunt o experiență comună tuturor oamenilor. Încep prin a vă spune că toți oamenii visează și voi aseară ați visat, se spune că în medie un om în viața lui de om visează timp de 6 ani. Dacă ar fi să aduni toate visele la un loc, 6 ani îi petreceți doar în vis. Veți spune, poate n-am visat, nu mi-aduc aminte. Asta este altceva. În timpul somnului, noi visăm între o oră jumătate, 2 ore, le petrecem în vis. Că nu ne amintim, e altă poveste. Dar visul nu e altceva decât prelungirea activității creierului, care nu doarme niciodată, creierul lucrează, acționează, chiar dacă noi nu suntem conștienți, este activitatea subconștientului sau inconștientului existenței noastre și de aceea visele sunt expresia acelei activități care continuă și dincolo dacă noi știm sau nu știm ce se întâmplă mai departe cu noi. Dar aș vrea să avem o incursiune biblică pentru că experiența aceasta a viselor capătă și această valență spirituală. Ați citit acolo, bătrânii voștri vor avea visuri, vor visa visuri. Dumnezeu se poate folosi de vise și de aceea e important să știm cum folosește Dumnezeu și în ce măsură folosește Dumnezeu visele. De aceea,
Geneza 20 cu 3. Atunci Dumnezeu i s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și a zis, iată-i să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Avram s-a temut în momentul în care a ajuns într-o țară străină să spună despre Sara că este soția lui. Se temea că el va fi omorât și Sara va fi soția altuia. Și de aceea a rugat-o pe Sara și a spus, spune-te rog că ești doar sora mea. Și Abimelec, regele care era acolo, văzându-o pe Sara, o femeie foarte frumoasă, a adus-o în haremul lui și noaptea, până să se întâmple orice altceva, Dumnezeu i s-a arătat noaptea în vis, l-a avertizat. Și urmează, Abimelec spune, Doamne, eu n-am știut, el mi-a spus asta, tocmai de asta, pentru că ai avut o inimă curată, te avertizez și în vis, Dumnezeu i-a descoperit acestui om să schimbe atitudinea lui și viața lui. Cunoaștem cu toți povestea lui Iacov. Iacov trebuie să plece de acasă, este în pustiu, nu are pe nimeni, nu are nimic, nu știe încotro merge, nu știe ce l-așteaptă. Dar iată că acolo, în pustiul acela, și-a pus o piatră căpătâi și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, vi-l voi da, ție și seminței tale. Revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu se poate descoperi prin vise. Se spune că o mare parte din musulmani la ora actuală se convertesc la creștinism prin metoda aceasta pe care o folosește Dumnezeu. Li se descoperă Domnul Iisus Hristos în vise. E revelația lui Dumnezeu. Un tânăr care are parte de o revelație a lui Dumnezeu. De asta eu merg cât se poate de fugitiv, pentru că sunt destul de multe aceste versete, dar încet, încet vom înțelege care e diferența între un vis comun, obișnuit, și visul de la Dumnezeu. Un vis cu un impact deosebit pentru viața lui Iacov. Îi schimbă radical viața, îi schimbă radical gândirea și este un moment de cotitură, pentru că în urma acestui vis, Iacov face o juruință, ia o decizie și îl declară pe acest Dumnezeu care se descoperă Dumnezeul lui. Slăvit să fie numele Domnului! Apoi avem tot legat de Iacov, când trec 20 de ani de, hai să o numim, robie acolo, muncea pentru familia lui, pentru casa lui, iată-l că deodată, după ce îi schimbă, Dumnezeu vine și îi spune, uite Iacov, la bani ți-a tot schimbat sembria, vreau să-ți arăt ce se întâmplă, nu e o coincidență faptul că în fiecare an se nasc miei, nu după cum gândește la bani, nu după cum e prognoza lor, după așteptările lor, eu direcționez orice lucru și de aceea intervenția lui Dumnezeu se arată în mod clar. Și îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis, Iacove, iată m-a răspuns eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde mi-ai făcut o juruință. Acum scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara ta de naștere. Călăuzire. Îți spune Dumnezeu clar când să mergi, unde să mergi. Trăim în vremea în care oamenii, familiile în general, iau foarte ușor, foarte ușor decizii. Mă mut în România, mă duc în America, mă duc în Australia, mă duc nu știu unde, mă mut de aici, mă duc acolo, plec dintr-o parte în alta și oamenii nu au o călăuzire certă. Ei bine, Dumnezeu poate folosi și metoda aceasta, dar atenție, și o să subliniez mereu, Dumnezeu i-a vorbit în vis sau îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis, adică nu orice vis la care normal te gândești toată ziua și visezi pentru că te-ai gândit, ci Dumnezeu îți descoperă. Și visul poate fi o modalitate, o metodă prin care Dumnezeu să te călăuzească. Pleacă Iacov, nu îi spune nimic socrului său, pentru că știa că n-o să-l lase. Socul său la ban când află, ia o armată și spune, acum mă duc, îl termin pe Iacov, îmi iau înapoi nepoții, fetele și bogățiile și își face planul să-i facă rău lui Iacov. Dar Dumnezeu i s-a arătat noaptea în vis, Dumnezeu i s-a arătat noaptea în vis lui Laban, arameul, și a zis, ferește-te să-i spui o vorbă rea lui Iacov.
Vedeți, Dumnezeu poate și din experiența pe care am avut-o până acum, de multe ori mi s-a întâmplat să vină oameni care să spună, știi, am gândit rău, am vorbit rău, mi-am făcut tot felul de planuri, dar Dumnezeu mi-a descoperit, Dumnezeu mi-a spus, ai grijă ce faci. Dumnezeu se poate folosi, Dumnezeu poate avertiza, te poate avertiza atunci când poate vrei să faci ceva rău, Dumnezeu te poate opri, Dumnezeu te poate avertiza. Și eu mă rog ca fiecare dintre noi să avem sensibilitatea aceasta, discernământul acesta, pentru că nu oricine l-are. Deci Dumnezeu a spus lui Abimelec, pentru că ești un om cu inimă curată, de aceea am venit să-ți spun. Pentru că știu că ești un om integru, știu că n-ai făcut-o intenționat, știu că ai fost mințit, știu că ai fost înșelat, dar tocmai de asta vin, pentru că ești un om sincer. Și Laban, la rândul lui, a fost un om sincer. S-a dus și a spus lui Iacov, măi omule, dar se cuvine așa? Pleci, îmi lași ei, nici măcar să-mi sărut fetele, copiii, poate nu-i mai voi vedea niciodată în viață, pleci așa ca și cum nu e nimic aici, un om care te-a ajutat 20 de ani, un om care a fost lângă tine, ți-a dat fetele, ți-a dat bogăție pe care o ai până la urmă de la el, nu poți să faci una ca asta. Dumnezeu nu i-a spus să facă asta, Dumnezeu i-a spus doar du-te, apoi cum faci, e problema ta. Iacov n-a procedat bine. Da, Dumnezeu i-a spus du-te, dar nu Dumnezeu i-a spus fă-o pe furiș și fă-o pe a... E o altă chestiune aici. Apoi, tot în Geneza avem de data asta pe Iosif. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. Visele acestea au fost extraordinare pentru el. I-au descoperit sensul vieții. Băiatul acesta, tânărul acesta, a avut visul acesta, a înțeles el, au înțeles frații lui, au înțeles părinții, că visele acestea îi marchează viața, l-au urmărit, i-au creat identitatea lui, personalitatea lui, visele acestea pe care l-au avut i-au arătat sensul vieții lui, scopul vieții lui. Da, Dumnezeu poate să facă asta. Și nu numai odată, Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi, el a zis, am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Confirmare. Și o să vedem și în alte pasaje care urmează, visele importante, ca să aibă o valoare clară că sunt din partea lui Dumnezeu, că nu sunt rezultatul grijilor sau gândurilor noastre sau al întâmplării sau activității normale sau obișnuite a creierului nostru, a gândirii noastre, trebuie să fie confirmate. Deci visurile de la Dumnezeu, sigure, certe, 100%, sunt cele care se repetă, care au o confirmare. A mai visat un vis, a mai visat încă o dată. A avut o confirmare, nu doar o dată. O dată e poate bine, dar nu întotdeauna visul visat o singură dată este de la Dumnezeu. Când însă este a doua oară, e o confirmare sigură. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de vise, adică născocitorul, cel care își inventează vise. Frații lui și-au făcut planul când l-au văzut pe Iosif că vine făuritorul de vise. Totdeauna vor fi cei și diavolul întotdeauna va lupta împotriva viselor, va lupta împotriva planurilor lui Dumnezeu. Iată vine făuritorul de vise, au zis ei, și eu mai zis ceva, veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Credeau că acele vise sunt de la Iosif, că Iosif și-a închipuit, că Iosif și-a imaginat, că Iosif și-a impus, că Iosif vrea să fie el mare, că Iosif vrea să fie șef, dar n-a fost așa. Întotdeauna va fi și împotrivirea și diavolul se va împotrivi viselor pe care Dumnezeu le descoperă oamenilor săi. Dar Iosif parcurge anii pe care stă în robie, în închisoare, dar ajunge apoi să împlinească visele acelea. Adică ajunge cumva apogeul, ajunge să fie omul cel mai important din Egipt. Vin frații lui, dar erau 10. Unul lipsea, pentru că unul era acasă, Beniamin era acasă. Când i-a văzut, i-a recunoscut, Iosif n-a spus, slavă Domnului, s-a împlinit visul. Și-a dat seama, visul încă nu s-a împlinit, pentru că nu sunt 11. El a visat în primul vis 11. Unul lipsea.
Și atunci Iosif și-a adus aminte de visele pe care le visase cu privire la ei și le-a zis: voi sunteți în scoadă, ați venit numai să cercetați locurile slabe ale țării. Și face cumva ca frații lui să-l aducă și pe cel de-al 11-lea, să fie toți 11 acolo și să împlinească visul. Există o participare activă, adică să faci și tu ceva ca să se împlinească planul lui Dumnezeu, să se împlinească visul. E participare activă. Da, Dumnezeu ți-a descoperit, dar am avut eu un alt mesaj legat de asta, visul acela, viziunea de la Dumnezeu, visul trebuie apărat. Diavolul întotdeauna te va ataca într-un mod sau în altul, prin dezamăgire, depresie, decepție, păcat, ispitire. Și diavolul a căutat totdeauna să-l anuleze acel plan al lui Dumnezeu, să dezactiveze, dacă vreți, planul lui Dumnezeu. Ori Iosif l-a apărat, dar totodată a și participat activ și a adus aminte. Și atunci a spus: faceți cumva și aduceți-l și pe fratele vostru. Și mai târziu a venit și tata și visele s-au împlinit, pentru că erau vise de la Dumnezeu. Nu erau făurite, născocite, inventate de el, ci erau visele lui Dumnezeu. Tot aici, în sfera visurilor, când era el în închisoare, paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Exista o coincidență temporală, amândoi în aceeași noapte. Au povestit visele lui Iosif. Probabil Iosif le-a zis ceva de visele lui, le-a spus de ce este acolo, le-a povestit ceva. Ei au răspuns: am visat un vis. De ce suntem triști? Am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Și aici e primul lucru elementar. Când visezi un vis, tălmăcirea e departe. Tălmăcirea e departe. Când visezi un vis, visul niciodată nu este așa cum l-ai visat, așa este și n-are niciun... Oamenii aceștia au înțeles că e foarte greu și o să vedem și în alte pasaje. Nu-i nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Adică nu poți să faci asta decât cu Dumnezeu, cu o capacitate dată de Dumnezeu. Numai El a codificat visul. Visul totdeauna vine codificat. E un mesaj codificat. Dacă nu înțelegem, e problema noastră, dar interpretarea totdeauna este tainică. Și o să mai revin asupra acestui subiect. Geneza 41:1. După 2 ani, Faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râuri. Liderii mondiali, țara cea mai puternică de pe atunci, Faraon visează un vis. Dumnezeu direcționează visul acela, se caută în toată împărăția și Faraon cheamă tot felul de oameni. A dormit din nou și a visat al doilea vis. Asta, repetiția visului din nou, e o garanție. Se făcea că 7 spice de grâu grase și frumoase au crescut pe același pai. Visat de 2 ori înseamnă ceva foarte, foarte clar. Dimineața Faraon s-a tulburat și a trimis să-i cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istorisit visele lui, dar nimeni n-a putut să-i le tălmăcească lui Faraon. Nimeni n-a putut să-i le tălmăcească. Mintea umană este incapabilă de tâlmăciri corecte. Deschid doar o paranteză. Nici la ora actuală știința nu poate să găsească explicații logice cum au reușit egiptenii aceștia, primitivi, cum zicem noi, cu mii de ani înainte să se inventeze atâta tehnologie de care ne bucurăm noi astăzi, să construiască acele piramide cu tone întregi de piatră, cu o precizie aproape milimetrică la cum sunt poziționate și tot ce este făcut acolo, este ceva inexplicabil. Ei bine, oamenii cu știința asta atât de avansată au recunoscut că nu pot să tălmăcească. Acum, noi suntem ceva mai deștepți decât ei și le interpretăm foarte repede și nu avem nevoie niciodată să le tălmăcească cineva. Au recunoscut, nimeni n-a putut să îi le tălmăcească lui Faraon. Nimeni, chiar dacă erau foarte înțelepți. Și apoi Iosif i-a zis lui Faraon, ce a visat Faraon înseamnă un singur lucru: Dumnezeu i-a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă. Aici e un principiu fundamental al viselor. Visul întotdeauna e pentru tine. Dumnezeu când dă un vis cuiva, îl dă ca persoană în cauză să știe ce are de făcut.
O spun aici, o repet, celor care mi-au spus, eu între timp le-am mai spus, visul întotdeauna din Biblie, și o să vedeți asta, toate, eu am pus toate visele din Biblie, le-am pus în materialul acesta ca să trecem așa fugitiv prin ele. Întotdeauna visurile pentru tine. Știu, la mine mai vin frați, surori, te-am visat, ok, e bine că m-ai visat, dar visurile pentru tine. Tu să faci ceva, m-ai visat că am murit, foarte bine, nu înseamnă că o să mor sau... Roagă-te pentru tine, pentru mine să nu mor. Asta spune visul, mă înțelegeți? Adică, sau nu poți tu să visezi că eu mă voi muta în America. Foarte bine, visez, poate, abia aștepți asta, dar eu nu mă bazez pe visul tău, mă înțelegeți? Adică, eu nu mă voi muta în America pentru că tu ai visat asta, niciodată. Și nu trebuie să te superi pentru asta, pentru că visul e pentru tine. Și o să vedem, toate visele care au fost, au fost pentru persoana în cauză. Dumnezeu i-a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă, ce ai de făcut tu. Și a visat, i-a tâlmăcit și Iosif a dus la îndeplinire planul acesta al lui Dumnezeu. Dar o să mai revenim. Visul e pentru tine, nu-i pentru alții. Că îl povestește foarte bine, că e o experiență, dar visul totdeauna e pentru tine. Cât privește faptul că Faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Dublura este decizia definitivă. Dublura este decizie definitivă. Adică atunci când ai visat de două ori, înseamnă clar confirmare și știți, pe baza doi sau trei martori. Totdeauna la evrei, dacă trebuia măcar doi să fie, măcar doi. De asta și Domnul Iisus când trimitea în lucrare, trimitea doi. Că unul singur niciodată nu are... veridicitate, autenticitate, credibilitate, trebuiau măcar doi. E un principiu al Scripturii. Nu poți unul singur. Orice vorbă să fie pe doi sau trei martori susținută, bazată. Și de asemenea, la capitolul vise, același lucru e valabil, dacă e ceva. Intrăm într-un domeniu puțin mai alunecos, să zicem așa. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise. Și atenție, visătorul de vise este pus lângă proroc. Proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini. Se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști ca să le slujim. Să nu asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă îl iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima și din tot sufletul vostru. Atenție! Vis care se împlinește. Semn sau prorocie care se împlinește. Dar, dincolo de faptul că se împlinește sau e un semn, esența sau principiul este unul greșit. Un om care te îndeamnă la rău. Degeaba vin eu cu... poți să ai un vis, poți să ai o viziune, poți să ai o... Discutasem și dimineața la comitet. Ai o lucrare să dai divorț de soțul tău sau de soția ta. Poate prorocul respectiv să coboare și foc din cer. Este împotriva Scripturii, este împotriva lui Dumnezeu. Să vină cineva, și nu puține sunt cazuri de felul acesta, oameni care au tot felul de viziuni, de halucinații și omoară pe alții, că așa a auzit ei o voce. Mă înțelegeți? Deci dacă vine cineva cu ceva care încalcă Scriptura, care încalcă principiile lui Dumnezeu, chiar dacă semnele se împlinesc sau visele se împlinesc, asta nu are nici o valoare sau importanță. Dimpotrivă, continuă versetele acestea spunând, voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-L slujiți și de El să vă lipiți. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei și a voit să te abată de la calea în care ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli, să scoți astfel răul din mijlocul tău. Dacă vine cineva și îți propune răzvrătire, îți propune să faci lucruri rele, nu mai contează că visul se împlinește, că lucrarea se împlinește, că îți dă semne sau că faci minuni. Dacă ceea ce te îndeamnă este un lucru greșit, nu asculta, indiferent cât de autentic este semnul respectiv care îl însoțește. Vise bune, fapte rele le-am numit eu, adică visul e bun sau semnul e bun că se împlinește, dar faptele sunt rele. Gedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. Am visat un vis și se făcea că o turtă de or se răstogolea în tabără lui Madian. A venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut. L-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns,
Și a zis, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul Israel. Dumnezeu l-a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Gedeon apoi, când a auzit istorisirea visului și tâlcuirea lui. Și totdeauna trebuie să ținem cont. Istoria visului și tâlcuirea lui totdeauna sunt diferite. Pentru că cu același vis poți să ai 1000 de interpretări. Istorisirea visului și tâlcuirea lui s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis, sculați-vă căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Și pentru el a fost un semn, o mărturie. N-a fost singurul. A fost încă un semn. A avut semnul cu lână, a avut semne după semne, a avut Gedeon, dar Dumnezeu i-a dat și semnul acesta a venit chiar din gura dușmanilor. S-a dus pe ascuns, a ascultat, erau două gărzi, stăteau acolo și povesteau, uite ce a visat eu astă noapte, că asta fac oamenii, mai povestesc ce visează. Și celălalt a înțeles, să știi că noi avem probleme cu Gedeon și dacă se întâmplă lucrul ăsta, atunci s-a zis cu noi. Și Gedeon a înțeles că e un semn, o mărturie de la Domnul. 1 Samuel, capitolul 28. Saul l-a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Saul a fost lepădat de Dumnezeu și observați, visele au fost puse în prim plan pentru că era o formă veche de călăuzire. Totdeauna Dumnezeu vorbea oamenilor și visul era privit ca o modalitate prin care Dumnezeu se descoperă și Dumnezeu vorbește, dar Dumnezeu nu i-a răspuns. Îl avem apoi pe Solomon. La Gabaon, Domnul i s-a arătat în vis lui Solomon, noaptea, și Dumnezeu a zis, cere ce vrei să-ți dau. Din nou, descoperire. Observați, visele cele mai importante îl au pe Dumnezeu în centru, au îngerii lui Dumnezeu, au prezența lui Dumnezeu, adică știi că e de la Dumnezeu și pentru că Dumnezeu se descoperă în mod implicit, Domnul i s-a arătat în vis lui Solomon. Cu altă latura visurilor, viselor, și apropo de vise, visuri, limba română e o limbă mai încurcată, nu știu dacă mai este alta mai încurcată pe pământ, vise sau visuri. Acum au tres-o ei că visele sunt cele pe care le ai noaptea, activitatea creierului în timpul somnului și visurile sunt dorințele, idealurile, aspirațiile, năzuințele tale pe care le ai cu privire la viață. Numai în limba română e asta, că în rest, în italiană și în oricare altă limbă, visul e vis și asta, fie că e aspirație, fie că e activitatea din timpul somnului, dar așa a fost, că într-o zonă unii au spus vise la plural și altul a zis visuri și ca să îi împace pe amândoi să fie pace, să fie bine. De asta și eu mai zic visuri, dar teoretic în limba română, acum oficial e vise, vis, vise și visurile sunt idealurile. Da, când zic patul mă va ușura, culcușul îmi va lina durerile, atunci mă înspăimânt prin vise, mă îngrozești prin vedenii. Iov vorbește lui Dumnezeu și recunoaște că Dumnezeu poate să trimită și prin vise omul să aibă coșmaruri, să aibă stările acestea de groază, de înspăimântare și își dă seama că totuși Dumnezeu este în control. Dumnezeu le face. Chiar dacă oamenii au parte și de astfel de experiențe, totuși Dumnezeu este în control. Și iată ce mai spune el, tot Iov, în capitolul 33, și acesta este un verset central legat de vise. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Deci nu numai prin vise, nu vă luați numai după vise sau nu le excludeți niciodată. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. El vorbește prin vise, prin vedenii de noapte. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă înștiințări, le întipărește învățăturile Lui ca să-l abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabii. Iată, deci, o formă de călăuzire și de avertizare. Dumnezeu poate trimite un vis și îți poate vorbi și poate fi un semnal din partea lui Dumnezeu. Clar că nu este unicul. Când într-un fel, când într-altul. El, Dumnezeu, decide. Cartea Eclesiastul spune căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Grijile sunt originea viselor. O să ajungem la concluzii, să vedem mai bine treaba asta.
din cei 6 ani cât îi visăm noi, din cele 2-3 ore de vise pe care le avem în fiecare noapte, ne amintim foarte puțin și din ceea ce ne amintim foarte, foarte, foarte puțin, sunt vise de la Dumnezeu. Cele mai multe, chinezii au, de exemplu, explicația asta că omul visează 3-4, că sunt 4-5 cicluri de somn, cu cele 4 faze ale somnului și în faza REM, atunci când ochii se mișcă rapid, mișcarea rapidă a ochilor, atunci are loc cel mai mult visul. Și îi spun că dacă visezi ceva când te-ai pus să dormi, nu e altceva decât mulțimea grijilor, gândurilor, ce ai gândit în ziua aceea, continuă, creierul trece din stadiul de treaz pe cel al somnului și visezi. În a doua parte, dacă visezi a doua oară, în a doua parte, pe la mijlocul nopții, visezi lucruri legate de nevoia ta și visurile autentice, visele autentice, cele de la Dumnezeu sau cele care n-au de-a face cu grijile tale, or fi cele spre dimineață. Asta este explicația chinezilor, nu a Bibliei și o să vedem, nu găsim nicăieri în Biblie când au visat, noaptea, când, dacă a fost primul vis, dacă a fost ultimul vis, la prima strajă, a doua strajă, a treia strajă și așa mai departe, că ne avem acel ciclu de somn de circa 90 de minute. Apoi ne trezim, iar începe un alt ciclu de somn și în fiecare fază de aceasta avem parte și de vis pe care nu ne-l mai amintim. Dar cert este că cele mai multe vise se nasc din mulțimea grijilor sau, spunem noi, a gândurilor pe care le avem, frământările pe care avem. Sigmund Freud a scris mult despre vise, spunând că eu chestiune psihanalitică aici, psihologică, toate cele emoții, sentimente pe care le trăim, unele sunt înnăbușite, în vis suntem ceea ce ar trebui să fim în realitate sau, mă rog, sau suntem cu adevărat ceea ce suntem cu adevărat înăuntru. Dar Eclesiastul mai spune ceva important, căci dacă este deșertăciune în mulțimea visilor, numai puțin este și mulțimea vorbelor, de aceea teme-te de Dumnezeu. Adică este deșertăciune în mulțimea viselor. Cele mai multe dintre vise sunt inutile, sunt deșarte, sunt fără sens, fără logică. Te-ai gândit la ceva, creierul tău a luat informații, le-a preluat, le-a procesat și cele mai multe sunt deșertăciune. Și mai ales, gândiți-vă și la acest aspect, repet încă o dată, foarte, foarte puține sunt visele de la Dumnezeu, foarte puține. Cele mai multe sunt deșertăciune. Așadar, nu lua orice vis, este deșertăciune mulțimea viselor. Nu vă ghidați viața după vise, nu te aștepta în fiecare noapte, fiecare vis e de la Dumnezeu, fiecare vis e ceva extraordinar. Cele mai multe sunt deșarte, este deșertăciune mulțimea viselor. Adică un om care visează prea mult, un om care schidează prea mult viața după vise, ajunge rău pentru că Dumnezeu se folosește foarte, foarte puțin de vise. Abundența înșeală. Isaia 29:8, după cum cel flămând visează că mănâncă și se trezește cu stomacul gol și după cum cel însetat visează că bea și se trezește stors de puteri și cu setea neastâmpărată, tot așa va fi și cu mulțimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. Vis egal dorință. Cel flămând visează că mănâncă, măcar în vis să aibă și el ceva. E o nevoie, creierul încearcă să inducă măcar la nivelul intern dorința aceasta, împlinirea, satisfacerea acestei nevoi, dar omul când se trezește dimineața, tot flămând rămâne, tot însetat rămâne, tot nefericit rămâne. E doar în vis lucrul acesta. Deci, nu orice vis e de la Dumnezeu sau e din partea lui Dumnezeu sau un mesaj de la Dumnezeu. Dar acum intrăm într-o latură foarte, foarte interesantă. Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în numele meu, zicând, am avut un vis, am avut un vis. Proroci care prorocesc minciuni în numele Domnului. Nu avem un detector de vise, de aceea repet, visurile pentru tine și niciodată eu nu mă voi baza pe visul altuia. De unde să știu eu? Cu ce să controlez eu? Cu ce aparat pot verifica eu visul tău sau că tu ai visat într-adevăr asta? De unde să știu că e de la Domnul? Cum faci? Evreii s-au trezit cu oameni de felul acesta care proroceau spunând, am un vis, am visat un vis. Și vedem aceste vise înșelătoare.
Crede-i oare că îmi pot face poporul să uite numele meu prin visele pe care le istorisește fiecare din ei aproape lui lor, cum a uitat părinții lor numele din pricina lui Baal? Viziuni idolate. Observați aici, vreau să subliniez fiecare din ei. E bine, din 8 miliarde de oameni cât suntem noi pe pământ, în 24 de ore fiecare visează câte 2 ore. Puțini sunt cei care au vise de la Dumnezeu. Dar dacă fiecare are pretenția că de la Dumnezeu, vă dați seama unde se ajunge. Nu ne mirăm și de asta trebuie să fim foarte atenți la viziunile idolatre. Noi știm că Biserica Catolică și nu numai, și Biserica Ortodoxă și alții, pun mare accent pe viziunile acestea, mai ales recente, la Medjugorje, la nu știu unde, la Lourdes, într-o parte, în alta, tot felul de revelații, cineva a visat, Madonna a visat, a văzut, și oamenii merg puhoi acolo, luându-se după altele. Asta s-a întâmplat și pe timpul acela, pe timpul lui Ieremia. Oamenii veneau cu tot felul de vise și oamenii spuneau, visul e de la Dumnezeu și dacă omul respectiv a visat, noi facem după cum a visat eu. Și au ajuns să uite de Dumnezeu, să cadă în idolatrie, de aceea le spun viziuni idolatre sau vise idolatre. Și da, un vis te poate duce departe de Dumnezeu sau visători de vise care te pot duce departe de Dumnezeu. Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu, pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul. Ei bine, aici cred că lucrurile trebuie să fie foarte clare. Vine Dumnezeu și spune cam așa, dacă ai avut un vis, vino și spune, am avut un vis, punct. Nu da credit visului tău ca Scripturii, nu spune, asta e cuvânt de la Dumnezeu, e de la Dumnezeu, poate e de la Dumnezeu, poate nu. Cele mai multe nu sunt de la Dumnezeu. Cine a auzit cuvântul meu, adică prorocul care a auzit, și prorocul are o formă de descoperire, nu în somn, nu când nu știe ce-i cu el, prorocul are, atunci când este treaz, mintea lui judecă, dacă are o vedenie pentru el, el este treaz, nu cade într-o transă și uită de el. Și este o mare diferență între vis și cuvântul descoperit sau cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu amestecați paiele cu grâul. Adică nu puneți alături un vis cu Scriptura. Nu puneți alături un vis cu o descoperire directă a lui Dumnezeu. Și aici este, din păcate, o problemă și la ora actuală. Când visele sunt puse pe plan egal cu Scriptura sau orice vis, trebuie să fim foarte atenți, nu amestecați paiele cu grâul. Cine a avut un vis, istorisește visul și spune, e un vis, poate de la Dumnezeu, poate nu. Ei, prorocul când vine și spune un cuvânt de la Dumnezeu, el nu poate să spună acum, fraților, vedeți voi, poate de la Dumnezeu, poate nu. Nu, un astfel de proroc nu, trebuie să aibă certitudine. Da, Domnul mi-a vorbit, Domnul m-a trimis, Domnul m-a înștiințat și cuvântul lui trebuie să aibă acea credibilitate, acea forță. Pe când un visător de vise ar trebui să aibă, da, bunul simț să spună, e un vis, poate e de la Dumnezeu, poate nu, mai ales dacă Dumnezeu nu este implicat direct, pentru că visele în care Dumnezeu e implicat, adică îngerii lui Dumnezeu sau Dumnezeu personal a vorbit în vis, e altceva. Dar dacă am visat eu o scară, o pisică, o nu știu ce, e de la Dumnezeu sau nu, nu știu. Ce mai bine ar fi să ai tăria aceea să spui, e un vis. Și proroc, cel care a avut un vis, să spună, e un vis. Cel care a avut un cuvânt, să aibă tărie să spună, e un cuvânt de la Dumnezeu. Și e diferență între vis și Scriptură. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, nu ascultați nici de visătorii voștri, ale căror vise voi le pricinuiți. Vise dirijate. În literatura de specialitate se vorbește despre acele vise lucide, adică omul ajunge la un moment dat să controleze parte din vis, el poate să ajungă într-un asemenea stadiu să controleze, când trece de la stadiul de veghe la cel de somn și apoi acestea se intercalează și omul poate acționa într-un fel sau în altul și sunt acele vise controlate. Puțin reușesc, dar se pare că aceștia reușeau să facă vise pe care ei să le controleze sau voi le pricinuiți. Vise dirijate.
Mă rog, dacă te gândești prea mult la o treabă, e normal că o să visezi. Te gândești prea mult la mine, e normal să mă visezi. Nu e nimic deosebit. Deci asta e normalitatea lucrurilor. Și poți să pricinuiești visele. Cartea Daniel vorbește iarăși mult despre vise. Dumnezeu le-a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrie și înțelepciune. Mai ales însă l-a făcut pe Daniel priceput. Daniel a fost priceput în toate vedeniile și în toate visele. Da? Dacă mai e nevoie încă o dată, nu vă hazardați voi cu explicații, cu interpretări rapid, voi aveți darul tălmăcirilor, interpretărilor. Dumnezeu l-a dat puținor oameni. Uitați-vă la Iosif, a fost un dar deosebit, toți au recunoscut. Nu oricine se poate băga la asta. Uitați-vă la Daniel, a fost singurul și o să vedeți cartea lui Daniel, prin asta a ieșit în evidență Daniel. Acum că visează unul să dă imediat toate interpretările, luați-o cât de ușor puteți, dar mare, mare atenție, pentru că visele sunt mistere, sunt taine. Și nu oricine se pricepe la asta. Dacă vă asumați responsabilitatea asta, asumați-o, dar eu aș dori să fim mai precauți când e vorba de tălmăcire. Rugați-vă mai mult, mai cereți un sfat, vedeți, poate altcineva are darul tălmăcirii, exact ca la vorbirea în limbi. Vorbește în limbi, poate spui un lucru extraordinar, ne spui că mâine e bomba atomică, dacă nimeni nu-l tălmăcește corect, la fel e și cu visul. Visul vine, dar dacă tălmăcirea nu este corectă, e totul falimentar. În anul al doilea al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul era tulburat și a perit somnul. Ei, visul poate scrie istoria. Atunci Nebucadnețar visează un vis care privește toată istoria universală a lumii, chipul acela de aur, care e valabil și în zilele noastre și noi trăim încă în visul acela. Dumnezeu așa a descoperit, vedeți importanța unui vis, dar e un vis special, el a fost tulburat, i-a perit somnul, la fel s-a întâmplat, a cerut soluții, a căutat înțelepții, dacă și babilonienii n-au găsit niciunul. Și uitați, Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii, ghicitorii, nu sunt în stare să-i o descopere împăratului. Nu sunt în stare. De asta, repet, nu vă luați, sunteți în stare de orice. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care îi face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci ca să-i se dea împăratului tâlcuirea ei. Tâlcuirea este extrem de importantă. Poate au fost sute, poate au fost mii de înțelepți și niciunul n-a reușit să dea tâlcuirea. Și să afli ce-ți dorește inima să știi. Interpretarea e mai importantă decât visul. Poți să ai visul, visul să fie perfect, să fie de la Dumnezeu, dar interpretarea să fie doar cum vrei tu, cum îți imaginezi tu și atunci să dai totul peste cap. Și iată că Nebucadnețar nu s-a lăsat înșelat de alții care spunea: eu am dreptate, a căutat ceea ce trebuia. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar, Tubelșațar, adică Daniel, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască, un alt vis. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. A recunoscut și împăratul că Daniel are ceva aparte, are Duhul lui Dumnezeu în el și el poate să tâlcuiască visele pentru că are capacitatea asta. A recunoscut acel împărat că nu oricine, niciun om nu putea să tâlcuiască visul acela și să dea ceva concret. Dar iată că și Daniel are un vis. În anul din tâia lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Se spune că cele mai multe vise le uităm, ele rămân în memorie timp de 15 minute după ce le-ai visat, dacă atunci te trezești, dacă atunci le mai memorezi odată, ți le mai aduci aminte, dacă nu, ele rămân pierdute. De aceea noi nu le amintim. El s-a trezit atunci, a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Dar ce s-a întâmplat cu visul acela? Tot așa un vis apocaliptic care privește istoria lumii pe care o trăim și noi astăzi și visul acela devine parte integrantă a Scripturii.
adică acel vis este acum în Scriptură, acel vis este acum realitate, se întâmplă și în zilele noastre ceea ce a visat Daniel atunci. Pentru că a fost un vis extrem de important. Și acum ajungem la ceea ce am citit deja din Faptele Apostolilor. Ioel 2:28. După aceea voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Și visul este o formă a călăuzirii Duhului. Și este important și vrem să ne rugăm. Și aici vreau să spun ceva extrem de important. S-a citit din Psalmul 1. Este extrem de important. Noi nu putem controla visele, nu putem să stabilim ce visăm la noapte. Dar noi pregătim terenul pentru vise. Dacă tu cugeți la legea Domnului, dacă tu stai împărtășit cu Dumnezeu, dacă tu te rogi seara, dacă tu te rogi ziua, e cumva normal să ai vise de la Dumnezeu. O întâmplare, mulți ani în urmă, un grup de tineri au mers la rugăciune. Era pe timpul comunismului, atunci se mergea foarte greu, noaptea aveai probleme cu poliția, cu miliția de atunci, dacă te prindeau pe drumuri, așa că s-a prelungit rugăciunea, stăruința, ce a fost acolo. Rugăciunea, bineînțeles, era acasă la un frate și fratele a zis, mai nu mergeți pe drum, că miliția pe drum, să n-aveți probleme, mai bine rămâneți aici peste noapte, câțiva băieți, rămâneți aici, dormiți aici, spațiul cum este, fiecare doarme și... Apoi porniți mâine dimineață spre casă. Noaptea, la un moment dat, unul din tineri începe să vorbească în limbi, laudă pe Dumnezeu, se trezește fratele, bine, slavă Domnului. Dar el era, în vis se întâmplă asta. Mai trece ceva timp, altul începe, strigă, aleluia, altul cântă și toate se întâmplau așa. La un moment dat, mai are și unul de la altă revelație, începe să strige, gol! Apropo că seara asta e finala și probabil unii vor visa la noapte multe goluri. Fiecare visează la ce s-a gândit. Tânărul acela a venit, dar a pierdut meciul, a visat că echipa lui câștigă, mai ales când e vorba de România, numai prin vis se mai poate întâmpla. Și uite așa, pregătești terenul. Voi turna Duhul meu. Asta înseamnă pregătirea terenului, dacă ești plin de Duhul Sfânt, dacă vei căuta umblerea, dacă vei fi plin de pace, dacă vei avea roada Duhului, vei putea avea vise de la Dumnezeu. Dar dacă ești mereu frământat, mereu cu griji, mereu cu îngrijorări, mereu cu răutate sau cu ură sau în conflicte, în ceartă, în probleme, ce vise poți avea? Înțelegeți? Noi pregătim terenul. Nu putem controla ce să visăm sau când să visăm, dar ar fi bine să ne rugăm și de asta partea noastră activă este ne rugăm, Doamne, să ne umple de Duhul Sfânt. Și apoi Duhul Sfânt va decide să ne dea un vis, Dumnezeu, să ne dea o descoperire, să ne dea ceva mai mult și Dumnezeu poate să o facă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cu vise binecuvântate de Dumnezeu. Zaharia 10. Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visele mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. Vise înșelătoare. Te poți depărta de Dumnezeu în așa manieră încât Dumnezeu să-ți trimită o lucrare de rătăcire să crezi o minciună. Toți cei care se închină la tot felul de idol, cum spuneam adineauri, de Medjugorje, de Madonna, de tot felul de idol, de tot ce se întâmplă în lumea asta, foarte mulți sunt oameni, aș spune eu sincer, și ei poate visează lucrurile astea, dar dacă tu nu confrunți visul tău cu Scriptura, ajungi la un moment dat că visele tale te mint, visele mint și mângâie cu deșertăciuni. Și poți visa, dar visul acela să fie o minciună. Pentru că mă întorc la ceea ce am spus, dacă tu n-ai o bază a rugăciunii, dacă n-ai o bază a Scripturii, dacă n-ai o bază a plinătății Duhului Sfânt, visul care va fi o minciună. De aceea, am spus, este un subiect extrem de delicat și nu e simplu să vorbești despre el. Trecem în Noul Testament și mă apropii și de încheiere și vedem. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului. Atenție ce visează Iosif, un înger al Domnului. Și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Era foarte greu pentru bărbatul acesta, era logodit cu această fată, el se vedea serios înaintea lui Dumnezeu, relația lor era pură, dar
află că Maria este însărcinată, se gândește acum, nu se poate, o iubesc, nu pot să o fac de râs, dar nici nu pot să mă căsătoresc cu ea, și era indecis, nu știa cum să procedeze, și atunci ajutor în decizii, cum să faci? Și vine doar un înger într-un vis și se descoperă, și atunci Iosif ia decizia corectă, pentru că are acest vis din partea lui Dumnezeu. Și continuă, cartea Matei este plină de aceste descoperiri prin vis. Magii, în urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Erod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. O schimbare de traseu. Magii au fost călăuziți prin steaua aceea, dar apoi, într-un vis, Dumnezeu i-a înștiințat să nu mai dea pe la Erod și să se întoarcă pe alt drum. Apoi, din nou, Iosif. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia-i pe prunci pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Erod are să-l caute pe prunc ca să-l omoare. Și vedem aici protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune: acum du-te. Nu s-a gândit Iosif, după ce s-a gândit, el visează acum că pleacă în Egipt. Dumnezeu vine, îi dă adresă, îi spune clar ce să facă. La fel, după ce trec circa 2 ani acolo, după ce a murit Irod, un înger al Domnului îi se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice: scoală-te, ia-i pe prunc și pe mama lui, du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Apare o călăuzire generală: du-te în țara lui Israel. Dar în țara lui Israel poți să mergi oriunde vrei. El ar fi vrut să meargă la Betleem. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei și astfel a ajuns în nord, în Galileea, ca să se împlinească Scriptura și de acolo. Și Dumnezeu, prin vis, l-a înștiințat pe Iosif. O călăuzire specifică, de la călăuzire generală, du-te în Israel, la o călăuzire specifică, du-te în Galileea. Apoi, nevasta lui Pilat vine tocmai când Pilat era pe scaunul de judecată, pe când spunea el: știi că eu am putere, știi că eu pot să-ți dau drumul, știi că eu sunt aici împărat și știi, a venit nevasta lui, pe când stătea Pilat pe scaunul de judecată, a trimis să-i spună: să nu ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Dumnezeu a avertizat-o pe femeia aceasta, se spune, și nu-i dau numele acum, ca să nu se fie prea multe coincidențe, dar a suferit mult în vis. Și a spus lui Pilat, însă Pilat n-a ținut cont. A ținut cont mai mult de ce au zis alții, de ce a zis mulțimea, de factorii politici, de alte și alte aspecte. Visul poate fi și premoniție, adică te avertizează ce se va întâmpla și te păzește cumva, un fel de confirmare. Acum, în încheiere vreau așa câteva concluzii. După ce am citit cam toate versetele care conțin vise din Biblie, în Noul Testament mai sunt câteva vedenii, nu știu dacă le putem încadra. Petru, viziunea lui, nu putem încadra în vis. Ce a visat Pavel în corabie, nu știu dacă a fost vis sau o altă dată. Poate or fi fost vise, nu știu, Apocalipsa lui Ioan, dacă o putem integra, să spunem, vis. Dar cele pe care le-am citit sunt toate visele din Biblie, ca să ne facem așa cât de cât o idee despre vis și să putem trage măcar câteva concluzii simple, ușoare pentru fiecare din noi. Visele pot fi o formă de revelație, nu sunt, cele mai multe nu sunt, foarte puține, dar pot fi o formă de revelație, să se descopere Dumnezeu. Visele pot fi un mijloc de călăuzire, te poate călăuzi Dumnezeu, să spună: du-te în Galileea, du-te în Egipt, du-te în Israel, ai grijă să nu faci asta, te poate călăuzi Dumnezeu, îți poate confirma Dumnezeu. Visele pot fi o minciună, pot fi o minciună, visele mint și pot minți visele, pentru că visele nu sunt adevăruri absolute sau infailibile. Visele pot fi inventate, adică vine cineva să povestește: de unde știi tu, ai aparatul să verifici dacă el a visat într-adevăr sau nu. Și au fost oameni care au prorocit minciuni, adică n-au visat, dar au spus, au mințit că au visat. Visele pot fi dirijate. Poate exista o manipulare a minții în așa fel încât visul să fie cumva dirijat. Visuri pe care voi le pricinuiți. Visele pot fi interpretate greșit și aici este cea mai mare problemă, mai ales a celor care nu au smerenia să înțeleagă că nu oricine poate interpreta un vis,
că nu se interpretează ușor, că nu se interpretează oricum, ci acesta este un har de la Dumnezeu și dacă puțin sunt cei care visează de la Dumnezeu, mult mai puțin sunt cei care le interpretează. Vezi cazul lui Daniel, vezi cazul lui Iosif și vezi ce spune Scriptura despre interpretare. E foarte, foarte greu să interpretezi un vis corect. Păi nu uitați că visul e doar pentru tine. Chiar dacă visezi alte persoane, e ceea ce trebuie să faci tu vis-a-vis de acea persoană. E ceea ce te aștepți tu. E pentru tine. Punct. Asta trebuie să știi. Că-l povestești, că-l spui, îl confirmi. Eu am avut experiențe, chiar mi-aduc aminte când am venit prima dată aici în Mansuie, a fost un vis despre o situație, o familie și la ora actuală visul acela se împlinește exact. Atunci l-am povestit câtorva frați, părea incredibil lucrul acela, dar lucrul acela s-a întâmplat în anii aceștia. Adică vis-a-vis de o altă biserică și așa mai departe. Da. Deci sunt lucruri pe care Dumnezeu te spune, dar să știi tu în raport cu ce se întâmplă, știi ce te așteaptă. Și Dumnezeu poate să-ți descopere din timp, să anticipeze ce ai de făcut în anumite situații. Dar nu uita că visul e pentru tine. Visul întotdeauna e pentru tine, ca să știi tu ce ai de făcut vis-a-vis de alte persoane. Adică nu te duci să-i spui, vezi că eu te-am visat, trebuie să faci asta. Am visat că trebuia să-mi dai 1 milion de euro, faci cum știi și mi-l aduci că eu asta am visat. Ei nu, poate spune Dumnezeu, roagă-te să fii ăsta milionar încât să arunce și în tine cu 1 milion. Visele pot fi sigure doar cu dublură. Adică atunci când sunt două, e sigur. Când e unul, poate fi de la Dumnezeu, poate fi din mulțimea gândurilor sau grijilor tale, poate fi orice, doar o continuare a gândirii tale. Visele nu înlocuiesc Scriptura. Nu uitați, Scriptura rămâne autoritatea supremă. Niciun vis nu poate să se ridice mai mult decât Scriptura. Niciun vis nu trebuie să aibă o mai mare autoritate. Dumnezeu să ne dea puterea să înțelegem Scriptura. Visele de la Dumnezeu sunt puține. Din 6 ani cât visăm noi într-o viață, puține sunt visele de la Dumnezeu, puțini sunt oamenii care visează de la Dumnezeu și apoi visele sunt o experiență pentru puțini. Foarte puțini sunt cei care visează, nu oricine. Observam, voi turna Duhul meu și doar cei care au Duhul lui Dumnezeu pot avea vise de la Dumnezeu când vorbim acum. De aceea Dumnezeu să ne dea discernământul, să ne dea puterea, înțelepciunea, să avem cât mai multe vise de la Dumnezeu. Să ne pregătim tot mai mult pentru vise, dar știu că subiectul acesta este unul destul de amplu, de complex. Aș vrea măcar atât să fi înțeles și noi cât de important este un vis de la Dumnezeu, cât de important e să știi să-l spui, cât de important e să știi să-l interpretezi, ce ai de făcut cu visul tău, ce se poate întâmpla cu el, ce ar trebui făcut și cel puțin lucrurile acestea să le știm, pentru că sunt fundamentale. Să nu ne fundamentăm părerile noastre despre vise din alte tradiții sau forme de interpretare a viselor, ci să le interpretăm pe Biblie. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să visați frumos la noapte. Dacă cineva mă viseze, să mă viseze de bine, dar cred că asta ține mult de cum se raportează fiecare la pentru că foarte multe emoții sunt cele care se transmit apoi în vis. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare cu lumina Lui. Amin.